Conducerea Partidului Mișcarea Populară Neamț a depus joi dimineață listele cu candidații pentru Consiliul Județean Neamț la biroul electoral Județean Neamț. Reprezentanții formațiunii politice susțin că 99% din candidați nu au mai făcut politică, iar media de vârstă este de 45 de ani. Astăzi am depus la biroul electoral de circumscripție județeană numărul 29 lista completă de 44 candidați pentru funcția de consilier județeni în viitorul Consiliu Județean Neamț. Suntem primul partid din județul Neamț care am reușit să strângem o echipă performantă de 44 de candidați. Suntem singurul partid, Partidul Mișcarea Populară Neamț, care am depus dosarele complete. Noi vrem în primul rând să mulțumim tuturor nemțenilor care au înțeles să semneze pe listele de susținători. Acest lucru dovedește faptul că și dumnealor, cei aproximativ 6.000 de susținători, înțeleg că prin susținerea pe care ne acordă nouă, practic ne investesc în ideea de a schimba clasa politică. Programul nostru politic este această cărticică care o păstrez și cu sfințenie, pentru că fiecare cetățean din județul Neamț trebuie să știe că are anumite drepturi și mă duc la capitolul 2 din Constituție, drepturi și libertăți, prin care cetățenii au dreptul să fie informați, au dreptul să aibă o sănătate curată, să aibă un mediu sănătos, să aibă dreptul la învățătură. Liderii PMP Neamț doresc ca până pe data de 26 aprilie să depună toate listele cu candidaturi pentru 85% din primăriile de municipiu, orașe și comune.